Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază. M-ați prins căscând. Într-adevăr, e o zi incredibil de frumoasă care te trage la pat. Asta am simțit-o și eu. În această zi de 25 mai vreau să vă propun o politică. Pas cu pas. Politica pasului mărunt. Invitat astăzi este domnul Robert Mujic Eugen, prim vicepreședinte PPDD și consilier municipal Hunedoara. Bine ați venit, domnule prim vicepreședinte. Bună seara și bine v-am găsit. Aș vrea să vă întreb, cum se simte PPDD-ul acum? PPDD-ul se simte foarte bine în momentul de față. Suntem într-o continuă transformare. Suntem într-o mișcare continuă de forțe, de a atrage noi membri, de a ne finaliza. Suntem chiar pe 100 de metri pentru a ne finaliza toată strategia pentru campania din 2016. Și eu zic că PPDD-ul este pe drumul cel bun. Exact cum a spus și dumneavoastră titlul emisiunii, politica pasului mărunt. Noi așa facem, exact pas cu pas, dar pași siguri spre țelul care le-am propus în 2016. De fapt, care sunt țelurile din 2016, domnule prim vicepreședinte? Păi, în primul rând, ne interesează să avem cât mai mulți consilieri locali, municipali și județeni, primari și, bineînțeles, viceprimari. De aceea ne pregătim foarte bine și eu sper ca prin munca care o depunem și se și vede în momentul de față munca pe care o depunem, să reușim să scoatem un scor bun pentru noi și pentru partid. Ce activități noi au mai apărut în cadrul PPDD-ului de la ultima emisiune de când ne-am întâlnit noi? Activități noi nu au apărut, sunt tot acele activități pe care noi le-am continuat, sunt acele proiecte pe care noi le derulăm în continuare, proiectul de a atrage noi membri, oameni de calitate, oameni care să vină alături de noi și să ne sprijine în proiectul nostru și v-am spus, exact cum vă spuneam și în celelalte emisiuni, noi pe PPDD-ul suntem un partid micuț, un partid cu oameni inimoși și un partid care va face o figură la fel de frumoasă cum a făcut în 2012, dacă nu mai frumoasă la alegerile din 2016. Eu sper ca pe PPDD-ul să fie, exact cum spuneam și altă dată, să fie partidul care să încline balanța de o parte sau în cealaltă, bineînțeles, spre partea pozitivă a lucrurilor, pentru cetățeni, pentru tot ceea ce înseamnă oameni, omul de rând, omul care este alături de noi, omul care a venit cu noi, omul care a știut ce înseamnă să facă o muncă de partid, nu doar în momentul alegerilor și doar atunci când a fost chemat în acea lună de campanie electorală și acum se demonstrează adevărații activiști de partid, adevărații patrioți care doresc să vină și să fie alături de noi și să putem să demarăm și să continuăm proiectele care sunt începute în PPDD. Ați spus că încercați și reușiți să atrageți noi membri. Câți membri noi au venit de la ultima noastră emisiune? De la ultima emisiune n-aș putea să vă dau un număr, pentru că este, vă dați seama, sunt foarte multe organizații care tot timpul primesc adeziuni de a primi noi membri. Dar eu pot să vă spun că eu personal am purtat discuții cu 8 persoane, pot să dau un număr exact și o cifră exactă, oameni destul de influenți și de importanță ce înseamnă la nivel de județul Hunedoara, oameni care au venit și sunt alături de noi, se implică în proiectul PPDD, pentru că PPDD este un proiect foarte, foarte bine elaborat și au văzut în noi un partid, chiar dacă suntem un partid mic, un partid cu oameni corecți, un partid cu oameni care știu ceea ce vor, își doresc să facă tot ceea ce promit și nu promit ceea ce nu pot face. Niciodată nu am să le promit oamenilor că am să le fac ceva ceea ce nu am să le pot face. Am să le spun exact cum stau lucrurile, pentru că chiar dacă în momentul respectiv poate răspunsul meu sau nu-i va mulțumi, eu sunt convins că pe
parcurs, își vor da seama că mai bine acceptă un adevăr decât o minciună și mai bine îi spui omului exact cum stau lucrurile decât să mergi într-o campanie murdară, să mergi într-o campanie în care să-l minți, să-l cumperi sau să-i înșeli așteptările acelei persoane care îți va da votul. Bun. Uitându-ne acum și la activitatea dumneavoastră de consilier municipal la municipiul Hunedoara, acolo ce noutăți ați putea notifica? La municipiul Hunedoara, la noi sunt foarte multe activități care se întâmplă, deci la noi este o activitate continuă. Am avut în perioada 1-3 mai unul dintre cele mai renumite târguri al castelelor, care a fost un succes extraordinar. A fost, Primăria Municipiului Hunedoara, împreună cu Muzeul Castelului Corvinilor, a organizat în perioada 1-3 mai Târgul European al Castelelor. Târgul European al Castelelor, care pentru noi, ca și municipiu și ca și Consiliul Local, a fost la prima ediție. Și să știți că a fost chiar un succes răsunător atât la nivel național cât și la nivel internațional, deoarece au fost prezente și delegații din alte țări cu un numeros bagaj cultural și istoric. Au venit și s-au prezentat la acest târg european al castelelor. Vreau să vă spun că numărul de vizitatori a fost extraordinar de mare, impactul a fost foarte, foarte bun. Și ne dă încredere că ceea ce se face la Hunedoara se face nu bine, foarte bine. Aș vrea să vă întreb, consilierii din municipiul Hunedoara, atunci când apare un proiect care este mai deosebit, dar este propus, știu, de un partid care, de exemplu, de pe PDD sau de altcineva, sau dau doar un exemplu, trec peste diferențele de partid. Da, se trece peste greu aceste sau orgolii, să le spunem. Orgolii. Să trece peste aceste orgolii. Dar să știți că unele proiecte, din păcate, au fost stopate. Dar eu spun că cele mai importante și cele care vizează implicit municipiul Hunedoara au reușit să găsească înțelegere din partea colegilor, din partea colegilor consilieri și au fost votate pentru a putea aici fi implementate. La un proiect, cât de important este poziția primarului atunci când... Primarul este inițiatorul majorităților proiectelor puse pe ordinea de zi. Deci, bineînțeles că poziția inițiatorului, în special a primarului, este foarte importantă în ceea ce înseamnă un asemenea proiect. Eu zic că foarte mult contează și felul cum este prezentat un proiect și până acum nu au fost probleme de acest fel. Sunt și persoane care sunt de obicei împotrivă. Da, sunt persoane care sunt și împotrivă, adică colegi consilieri care sunt și împotrivă, colegi consilieri care uneori ridică câteva probleme care nu ar trebui ridicate în momentul respectiv al ședinței. Nu au legătură cu proiectul respectiv, cu proiectul, dar este opțiunea dânșilor, fiecare are libertatea de a vorbi. Eu respect iar absolut orice intervenție și respect orice coleg din Consiliul Local. Este normal, fiecare are dreptul la o opinie, la o imagine, la o idee, la un punct de vedere al dânsului sau al dânsei, nu este nicio problemă în acest sens. În Consiliul Local, de exemplu, domnul Mujic, la ce se uită mai atent? Nu știu exact. La absolut toate proiectele ne uităm atent, le studiem foarte bine. Sunteți pe comisii. Într-o comisie oarecare? Da, sunt președintele Comisiei de Comerț. De Comerț? Da. Și noi studiem absolut toate proiectele, deci tot ce este pe ordinea de zi a unei ședințe, vă dați seama că noi le studiem și le dezbatem pe comisii și în momentul când ajungem cu ele în plenul ședinței de Consiliu, atunci doar dacă mai există anumite aspecte care trebuie lămurite sau detalii cerute către cei din administrația locală. Dar de exemplu, în ceea ce vrește comerțul, ce probleme apar în comisia pe care o conduceți dumneavoastră? Dați un exemplu să înțelegem
Păi, de exemplu, în comisia mea apare problema legată de piața agroalimentară, cea de la Obor, cea de la Dunărea, piața Dunărea, probleme ale comercianților, probleme ale cu locurile și spațiile care sunt alocate. Eu cred că și comercianții ar trebui să înțeleagă că în Hunedoara se dorește să avem o piață modernă, să avem o piață bine organizată. Și dacă până în momentul de față dânsii nu au avut poate o ordine în ceea ce înseamnă atribuirea locurilor în piață, ceea ce înseamnă o ordine a aranjării mărfii în piață. Acum, în momentul de față, se dorește acest lucru și dorim și noi să avem o piață modernă, să avem o piață bine organizată, adică cetățeanul în momentul când intră în piață să știe că pe stânga sunt legumele, pe dreapta sunt lactatele, în spate sunt, știu eu, alte produse și totul trebuie foarte bine organizat. Nu trebuie lăsat să fie într-un haos, pentru că atunci vom trăi în haos. Iar cu comercianții în momentul de față se duce puțin o luptă în ceea ce înseamnă această organizare. Pentru că și aranjarea meselor este foarte importantă și apar tot felul de chestii care apar și la noi în Consiliul Local. Dar bineînțeles că se găsesc soluții și se găsește rezolvare pentru orice problemă care apare. Un comerciant m-a întrebat dacă este posibil, ar fi posibilă, luarea în discuție a problemei plății meselor în funcție de importanța și de modul cum sunt ele localizate. Pentru că sunt unele mese care sunt foarte, foarte căutate pentru că toată lumea trece pe lângă ele. Sunt altele care sunt mult mai izolate și atunci prețul ar trebui să fie diferit. Este în acest proiect al nostru, este prevăzut și un asemenea cost, adică de o tarifare progresivă în funcție de locul unde se află masa respectivă. Dar să știți că eu zic că omul care dorește să meargă să cumpere o roșie din grădină de la un producător adevărat, pentru că și aici avem o problemă cu producătorii. Aici vreau sunt să foarte mulți producători care sunt între ghilimele producători. Mă, sunt din România, dar cum să nu? Le vezi că sunt din Grecia, da? Sunt din România, asta este, nu e nicio problemă. Dar ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult este ca omul care muncește în grădină, își sapă produsul, vine cu roșia lui, deci să o vândă omul respectiv și să aibă locul lui la masă unde poate să și-o vândă. Dacă acele mese sunt ocupate de anumite persoane și de anumite societăți care impun o anumită regulă în piață, nu este normal și nu este corect. Aici vrem să ajungem noi, aici vrem să facem o ordine și vrem să creăm o regulă ca produsele să fie expuse pe mese într-o anumită ordine în funcție de categoriile din care fac parte. Ce m-ar convinge pe mine și pe telespectatori ar fi situația când am vedea același produs cu prețuri diferite. În schimb, se aliniază urgent. Dacă unul spune un preț, toată lumea face tot la fel. Am observat odată un caz când a venit un țăran, probabil că era grăbit sau ceva de genul ăsta. Și a spus că el dă mai ieftin. Au venit vreo patru asupra lui. Bă, tu vrei să ne strici prețul? Ăsta nu este un procedeu ilegal? Este într-adevăr un procedeu ilegal și de aceea v-am spus că chiar prin ceea ce vrem să impunem noi în momentul de față în piețe, este tocmai acest fenomen să fie îndepărtat. Adică așa numiții samsari să își vândă marfa în altă parte. Dacă chiar vreau să-și vândă marfa să facă un comerț, este liber să-și facă oricine să-și desfășoare activități de comerț, dar nu este normal ca să se impună un anumit preț. Dar asta au copiat-o de la marile hipermarketuri și supermarketuri. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Da, au copiat acest model și vedeți dumneavoastră că toate aceste lucruri au repercursiuni asupra cetățeanului și omului de rând. Omului de rând care vine de la servici și merge în piață să-și cumpere un produs și nu știe de fapt ce să aleagă. Nu știe, e făcut în produs în România, e adus din Grecia, e adus din China sau de unde mai se aduce, pentru că am văzut și usturoi adus din China. Ceea ce mi se pare inacceptabil, pentru că noi avem terenuri agricole,
avem suprafețe care trebuie cultivate, avem o țară bogată și atunci putem să ne cultivăm noi aici produsele noastre, să le promovăm, să le consumăm, pentru că noi avem nevoie de o țară sănătoasă. În momentul de față, ce se consumă nu cred că este foarte sănătos pentru oameni. De aceea apar și tot felul de malformații la copii și ați văzut și dumneavoastră că apar tot felul de noi formă de cancer. Totul este de alimentație, dar acum ne alimentăm. Am înțeles că la Consiliul Județean s-a hotărât o comisie care să dea niște avize consultative favorabile sau nefavorabile, în așa fel încât cei care ajung la Registrul Agricol să fie trecuți printr-un filtru și cunosc această activitate. Și am înțeles că deja au venit, cel puțin pe Hunedoara, au venit vreo 3 cazuri când i s-a cerut actele. Și, adică e logic. Ai 0,2 ari. Da, ești, și vii cu o listă fantastică. Da, exact. Și vii și aduci tone de cartofi. Roșii, spanac, cartofi, porumb. Mă, du-te în... Da, corect, așa este. Păi, v-am spus, este o problemă. Eu sper că se vor găsi metodele prin care să fie eliminate aceste situații, pentru că nu este normal ca tu să deții, exact cum a spus dumneavoastră, o suprafață foarte mică de teren, dar tu să ai, de fapt, pe tarabe 10 produse și să nu poți să justifici de unde le ai. A apărut varza din Oltenia. Asta am văzut-o eu, duminică. Știu pe cel care vinde, pentru că în fiecare an vine în Hunedoara. I-am cerut niște varză și eram curios dacă îmi dă bon fiscal. Nu mi-a dat. Cum e? Cum facem cu oamenii ăștia? Aici este o problemă. Deci dacă vii cu o mașină mai mare, așa, nu cu 2 coșuri, înseamnă că ești producător de producător. Înseamnă că ești persoană fizică autorizată. Și atunci nu trebuie să... Păi toată lumea trebuie să supună acestor reguli. Bineînțeles că nimeni nu face excepție. Nimeni nu are dreptul și nu poate să facă excepție de la regula de a se supune plății taxelor către stat. În același motiv trebuie să elibereze bon fiscal. Iar controlele care se efectuează în piețe de către administrația piețelor, de către poliția locală, de către poliția economică, de către cei abilitați să facă aceste controle, sanepid, gardă financiară și absolut tot ceea ce înseamnă control, este normal să meargă să depisteze și să vadă de ce nu au eliberat bonuri fiscale. Dar eu cred că nimeni în momentul de față nu se riscă să nu elibereze bon fiscal, ținând cont că ANAF-ul este cu ochii pe ei și nu cred că își permit să plătească o amendă sau să le fie închis afacerea pentru că nu au eliberat un bon fiscal. Mai ales în piață unde este deschis, nu știu, nu cred că își va permite cineva să facă acest lucru. Bun. Spuneți-mi, doamnele care vând lapte, da, am văzut și domni, trebuie să ne dea bon fiscal? Toată lumea. Chiar dacă e persoană fizică neautorizată? Nu știu. E producător de la țară. Nu, trebuie să fie producător, ei trebuie să fie înscriși într-o asociație. Bănuiesc că toată lumea știe regulile și știe ce înseamnă. Nu poți să vinzi o marfă fără să primești un ban, trebuie să dai bon fiscal. Nu există să... Deja, dacă se face asemenea lucru, este la negru și nu este corect și nu este normal. Nu poți. Este greu. E într-adevăr, pentru omul care vine de la țară și are, 3-4 vaci și vine cu laptele și cu brânza în piață, este foarte greu să-și deschidă o persoană fizică autorizată, să-și ia o casă de marcat portabilă, să vină cu ea. Dar nu avem ce să facem. Este o legislație care trebuie respectată. Toată lumea trebuie să se supună acelorași legi. 0354410434, dragii mei, dacă doriți, puteți să vorbiți direct cu șeful Comisiei de Comerț din municipiul Hunedoara, care este și prim vicepreședinte PPDD și un om politic care va avea multe de spus. Vă rugăm să ne sunați, pentru că sunt curios ce întrebări îi veți spune. Vreau să vă întreb dacă cei care vând tot felul de flori, de miere, de așa, și ei sunt supuși aceleași reguli. Toată lumea este supusă și asta vreau să vă spun, că necunoașterea legii nu te absolvă de consecințele ei. Deci toată lumea, indiferent din ce mediu provine, trebuie să cunoască legea și să știe că trebuie să se supună anumitor reguli. Aceste reguli fiind acela de a elibera pentru orice ceea ce vinzi un bon fiscal.
Trebuie să fii o persoană fizică autorizată, să fii un SRL, să fii, indiferent sub ce formă te afli, trebuie să îndeplinești aceste condiții impuse de lege. Și acel carnet pe care trebuie să-l completeze producătorul agricol, că am înțeles că ei trebuie să... Pe carnetul producătorului agricol este trecută suprafața care o ai în administrare, deci... Da, după ce termină de vândut marfa, el trebuie să treacă. Uite, am vândut atâtea, ca să poată să închidă ziua. Asta e o contabilitate pe care ei nu prea o cunosc. Și când le-am spus, s-au uitat lung de tot la mine și au spus: domnul inginer, dumneavoastră glumiți. Trebuie să se organizeze în asociații sau să-și facă un grup de mai multe firme sau să se asocieze mai mulți pentru a putea să-și... țină și o contabilitate, să-și facă și, să aibă o formă legală de a putea să-și vândă produsele în piață. Este normal și este foarte complicat, v-am spus, pentru cel care este la țară și care, omul de rând, țăranul, care săracul nu știe că trebuie să își fiscalizeze casa de marcat, că trebuie să-și facă contabilitate. Bun. El știe contabilitatea lui, că trebuie să meargă cu animalele, să... Haideți să luăm un telefon, domnule prim vicepreședinte. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă rog să... Așa, vă ascultăm. Da, vreau să vă întreb, sunt femei mai în vârstă, vin cu 7-8-10 legături de pătrunjel în piață, da. Trebuie ca să remarcat. Din păcate, să știți că pentru orice se vinde în piață, trebuie să fie organizat sub o anumită formă și ANAF-ul pretinde, nu noi pretindem, ca tot ce se vinde să fie fiscalizat și dat un bon fiscal. Știu că este foarte complicat, este o problemă exact cum nu spuneam. Nu e complicat, e imposibil pentru câteva legături de pătrunjel, de verdeață să faci așa ceva. Din păcate aveți dreptate, știu, este chiar imposibil pentru 2-3 litri de lapte. Eu și încă 10, și încă 1000, și încă 10 milioane, de ce nu se face ceva în sensul ăsta? Să știți că s-a discutat și se va discuta în Parlament, eu cred că în sesiunea din toamnă se va intra, pentru că știți că mai este doar foarte puțin și se va intra în vacanța parlamentară. Da, au muncit foarte mult parlamentarii și anul ăsta. Din păcate aveți dreptate. Vreau să vă spun la că... Târgul de vechituri, o întrebare scurtă și atât. La târgul de vechituri, de aici, de lângă noi, de la spre Peștiș, da. Când vinzi acolo Adidas și ea vechi, purtați de un an de zile și acolo trebuie ca să ne marca, că e tot o vânzare, nu vinzi. Ba da, deci toți cei care sunt, dacă ați urmărit, chiar eu am fost prin târgul de vechituri și am văzut că unii chiar aveau casă de marcat micuță portabilă, alții cei nu. Cei care vând telefoane mobile, care sunt întreprinderi individuale sau PF-uri sau SRL-uri. Dar eu îmi vând Adidas și mei din picioare, care nu-i mai port, ca să-mi iau o pâine. Și îmi trebuie casă de marcat pentru asta? Pentru orice produs care se vindă și trebuie să eliberați bon fiscal. Acum eu vă înțeleg și știu, nu este normal să, cum a spus dumneavoastră, să-ți vinzi Adidas și tăi pentru a-ți cumpăra o pâine și să dai un bon fiscal, pentru că nu ai cum, nu ai posibilitatea, pentru că nu ești persoană fizică autorizată. Nu știu, nu știu dacă se numește chiar comerț. Nu știu dacă se numește, chiar comerț. E cu tot altceva, hai să nu punem În Germania, să știți că tot așa la un târg de vechituri pe care l-am vizitat acum câțiva ani în urmă, nu se dădeau bonuri fiscale. Nu știu de ce la noi s-ar impune această regulă. Eu am fost anul ăsta în Austria, în Viena, am fost la câteva târguri, unde nu se dă bon fiscal. Da, nu se dă, de asta vă spun. Târguri de vechituri unde Flaumark se numesc, care nu se dau, nu se dau bonuri fiscale. Nu știu, la noi s-a impus această regulă. Eu sper să se revină asupra unor anumite aspecte legate de ceea ce înseamnă bonul fiscal pentru anumite mărfuri, pentru că este foarte complicat, exact cum a spus dumneavoastră, pentru o femeie de la țară care vine și vinde 3 legături de ceapă și una de pătrunjel, să ofere bon fiscal sau... Pentru târgul de vechituri. E un produs care să-și cumpere o pâine, că la modul ăsta vinde femeia, că nu vinde să facă o afacere. Eu sunt de părere, estimate domn, că evaziunea fiscală nu se face din aceste mici vânzări. Bineînțeles.
Evaziunea fiscală care ar trebui să fie eradicată se face în cu totul și cu totul alte domenii și... Bineînțeles. Și vorba de milioane și miliarde. Bineînțeles. Acolo e problema, nu aici. Dar noi suntem mai catolici decât papa și intrăm în orice găurică de-asta de șoricel. Stimate domn Șoricel, vă mulțumesc pentru telefon. Mulțumim de telefon. Simpatic. O zi bună. Mi-a spus din regia tehnică colegul că a venit o întrebare ce se întâmplă la târgul de mașini când vinzi o mașină. Deci te duci și vinzi mașina ta. Ați văzut? De vânzare, atâția euro și... Da, da, ați văzut că a apărut acum, mai nou, în legislația noastră, faptul că nu mai poți să vinzi mai mult de 5.000 de ron cu banul cash. Deci dacă vrei să-ți cumperi o mașină, te s-o plătești în bancă. La târg. La târg, la târg, dacă vine și este un control, să spunem, inopinant în piața respectivă de mașini și tu te duci și îți achiziționezi mașina cu mai mult decât de 5.000 de ron, în momentul respectiv ai o problemă, pentru că tu trebuie să faci plata prin bancă. În momentul de față, când mergi la bancă și vrei să depui 200 de lei, un simplu exemplu vă dau acum, 200 de lei, trebuie să scrie, este un formular unde scrie acolo proveniența banilor. De unde ai banii respectivi. Și acolo scrie, din salari, din alte venituri, din alte surse. Și atunci este un control extraordinar a ceea ce înseamnă veniturile și cheltuielile pe care le poate avea cineva prin domeniul bancar. Colegul din regia tehnică va avea cât de curând cel mai fericit eveniment din viața lui. Se va căsători. Îi dorim și noi casă de piatră. Casă de piatră, Claudiu. Dar întreabă, bun, și darul de nuntă, eu ce fac? Îl impozitez? Să știți că s-au mai pus aceste întrebări. Da? În momentul de față este foarte complicat să se găsească o soluție pentru darul de nuntă, pentru că... Practic se lucrează la... Se lucrează la un asemenea... S-a spus că se va impozita acest dar de nuntă. Bineînțeles că nimeni nu va ști niciodată exact cât a fost darul de nuntă. Dar în faptul că acest obicei, de exemplu, în alte țări nu există. Te duci la nuntă, te simți bine, duci un buchet de flori și salut pe... Nu există nuntă cu dar. Este o chestie foarte balcanică. Bine, dar nu este un obicei care se moștenește, s-a moștenit trecut. Impozităm și obiceiurile, domnule prim vicepreședinte. Ce se impozităm? Obiceiurile. Obiceiurile nu. Nu. Deci, din păcate, obiceiurile trebuie promovate. Tradițiile noastre trebuie respectate și trebuie duse mai departe, pentru că în momentul de față, chiar dacă vrem să spunem și să negăm anumite tradiții ale noastre pentru că să dăm bine în fața anumitor organizații europene, da. Trebuie neapărat noi ca și cetățeni să ne respectăm tradițiile, să nu uităm de sfintele sărbători, ce tradiții avem. Ce frumos este, în momentul de față au început nedeile. Banii de la Plugușor și de la Colinzi, ce-i facem? Alo, bună ziua! Știți cum este? Toată lumea a fost copil. Stai să luăm un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vă ascult! Îmi place vorbele, îmi plac vorbele multe la români. Așa. Îmi plac, noi românii ne-am obișnuit, bat-o norocul de România cu vorbe multe și fapte puține. Domnilor, de ce naiba vrem să ne facem noi să impozităm? Și îl întreb pe domnul consilier. Ați fost în piață? Când ați fost ultima dată în piață? Sâmbătă dimineața, de fapt, când fac piața. Da? Bun. Cam cât credeți dumneavoastră din toți de acolo, din comercianții ea, au casă de marcat? Sincer, eu am văzut foarte puține case de marcat, să știți. Bun, în regulă. Nu mai vorbim mai departe. Pierdem timpul, aiurea și ocupăm postul alt. Bun. Oare casă de marcat ați văzut la Rompetrol sau la firmele astea mari unde sunt coordonate de guvern, unde se numește evaziune fiscală, în adevăratul sens al cuvântului? Vă referiți la benzinării? Nu numai benzinării, știți dumneavoastră, Lukoil și așa mai departe, unde sunt milioane de euro. Guvernul i-a uitat în toate discuțiile din ultimul timp. Și în general politica i-a uitat. Nu se mai zice nimic de ei, dar să leagă de legătura de pătrunjel.
Și uitarea omenească, dragule. Stimate domn, eu am spus, dacă ați urmărit intervenția mea de mai devreme, că marea evaziune și, de fapt, evaziunea fiscală nu este în piețele noastre și că se vinde o legătură de ceapă sau una de usturoi, ci este cu totul și cu totul în altă parte. Dumneavoastră a sesizat foarte bine anumite aspecte unde... Și ce facem ca să nu mai fie treaba asta? Bun, dumneavoastră ce ați propune? Eu aș propune să schimbăm oamenii din țara asta să vină alții. Păi, vin chinezii, dacă îi chemăm... Nu, chinezii, că și aia mai a dracu ca noi. Păi, noi, nu, ei, nu, că ține. Ați văzut cu jucăriile acum cu... Doamne ferește să nu vină alții care sunt cu... Ați văzut astăzi anunțul cu jucăriile acoperite de oi sau de capre? Da, da, da. Unesc 20 de milioane de evaziune de euro, da? Erau jucării de... Da, fapt, bun. Aș vrea să vă mai rog încă cu capra, ceva. Vă rog. Încă ceva. Ascultăm. Pe toți românii, și îl rog și pe domnul consilier, să nu mai folosească termenul de RON. Am pățit-o în străinătate eu și mi s-a răspuns că moneda oficială a României este leu. Nu e niciun RON. Și atunci cu RON-ul vechi, RON-ul nou, RON-ul... Nu se există așa ceva. A fost o falsă eroare. Deci da. Numai și numai leu. Oameni buni, finanțiști, politicieni, cereți românilor să vorbească că eu am pățit-o în Londra. Cum ați pățit-o? Foarte bine, la o bancă și am zis RON în engleză și am zis de unde ești, sunteți domnul? Ați din România. Păi nu vă cunoașteți moneda? Dau străinii lecții de nu ne vedem. Da. V-am spus, am rămas și băiatul s-a uitat la mine și după aceea mi-a zis, mă, tată, păi ce facem? Foarte bine a spus. E de notat acest lucru. Vom fi plătiți în lingouri mai nou, dar un pic mai încolo, nicio problemă. Lingouri țigănești. Să nu facem de-astea... Discriminări, că după aceea... Nu. Vreau să-i zic domnului consilier. Legea administrației publice locale. Da. Domnilor, este interzis circulația căruțelor prin centrul orașului, pentru faptul că nici acel băligar este împrăștiat de cai de 2-3 zile în fața blocului, te omoară. Ce facem consiliul local? Ce facem primărie? Când ați văzut ultima căruță în centru? Că eu n-am văzut. Acum o oră jumate, la orele 15 și 24. Unde? Am semnalizat poliția locală. A venit, foarte bine a prins și n-are ce le face. Orice asemenea incident trebuie sesizat la poliția locală. Și de polițiștii locali. Cum să pentru că nu avem lege. Nu, păi da, are cum. Nu, este. Sunt niște hotărâri date de Consiliul Local prin care se reglementează circulația atât a autovehicolelor cât și a căruțelor în municipiul Hunedoara. Domnul consilier, perfect spuneți dumneavoastră, dar dacă eu vă prind pe dumneavoastră ca polițist circulând cu căruța, ce vă fac? Ar fi cam greu să găsesc pe domnul muzic. Nu, eu vă zic ce așa. Ce cald vă place, domnule! Ce vă pot face? Întrebați, vă rog, și aveți legislația locală și întrebați-vă poliția locală. Eu am asistat astăzi la această întâmplare în fața blocului CM4. Deci la CM4, la ce oră? 15:25. 15:25. Da. Am înțeles. Trec și eu pe acolo. Să știți că o să verific. Omul respectiv, țiganul respectiv, este din Bistrița Năsăud. Am înțeles, da. Unul din Târgu Mureș, unul din Rădăuț și așa mai departe. Zice, domnule, le dai cu 20-30 de amenzi, rămâi cu pierdere de nu știu ce. Trebuie reglementat și acest aspect de a găsi o variantă cu cei care nu-și plătesc amenziile. Domnul, acestea la nivel național, la nivel local, încercați să confiscați aceste lucruri ale oamenilor. Cel mai bine. Da, da. Cel mai bine este și să vedeți cum se întâmplă, dar nu există curaj în Consiliul Local să ia taurele de coarne. Sunt multe probleme în care, iar vreau să vă mai spun încă un lucru. Vă rog mai repede, că mai avem mai puțin de 10 minute din această emisiune. Amintiți-vă, rog, de înainte de 89, cum dimineața la se făcea curățenie, se spăla, se stropea în fața magazinelor.
Toți acum vreau să iau pe domnul consilier cu mine. Da, așa este. În una zile, în una din zile, domnul consilier, vin dimineața și vă iau pe dumneavoastră cu mine și mergem pe lângă spațiile comerciale și au bălăriile de o jumătate de metru. Dar domnii care sunt patroni sau cei care vând, le vezi dimineața când deschide magazinul că iese cu cafeaua și țigarea în fața ușii și fumează. Asta nu se numește civilizație. Da. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru telefon. Am reținut. Mi-a venit o altă întrebare. Vă rog. Îmi spunea colegul din regie că un telespectator a întrebat despre obiceiul pe care l-a văzut în Ungaria de a scoate, niște burlane care iau tot mirosul din magazin, acolo unde se gătește, așa? Ce, domnule, efectiv te ia de nas și te bagă în magazin. Dacă e posibil și la noi așa ceva. Nu știu dacă e bine sau e rău. Nu știu. Știu că sunt anumite norme de mediu, de poluare, exact. Care nu știu dacă ne permit nouă să putem să facem acest Asta am văzut și eu în Debrețin, dar uite că se spune că și în Budapesta există așa ceva. Bun, domnule consilier, văd că problemele de la Consiliu sunt mai aproape de oameni. Aș vrea să vă întreb și mă bucur foarte mult când telespectatorii intră în direct cu noi și ne semnalează aceste probleme și vreau să le spun că orice problemă aveți, noi ca și consilieri avem și noi un program de audiențe. Este afișat la primărie, iar dacă nu ne găsiți la primărie, eu vă spun unde ne găsiți pe noi, cei care stăm în consilierea EPPDD-ului. Spuneți că nu e o problemă. Ne găsiți la Biblioteca Municipală la X2, etajul 3, camera 45, unde acolo ne puteți găsi pentru audiențe, pentru a vă putea asculta problemele dumneavoastră și pentru a putea să găsim împreună o rezolvare la aceste probleme. Ceilalți consilieri când au? În cadrul primăriei bănesc că există. În cadrul primăriei, acesta. Fiecare consilier avem alocată o zi pentru audiențe. Câți consilieri sunt în 21. Municipiu? 21. Și reprezintă câte partide? Păi suntem acum noul PNL, deci este fuziunea între PNL și da, PDL. Noul PNL, așa da. PPDD-ul, da. UDMR-ul, da. UNPR-ul, da. Și PSD-ul, bănesc, PSD-ul care da, este cu noi în Consiliu. Așa, vreau să vă întreb, dumneavoastră ca un politician cu destui ani până acum, ce alianțe credeți că se vor face în 2016? La nivelul județului și la nivelul municipiului. Vă referiți la alianțe înainte de alegeri sau după alegeri? Pentru înainte că sunt două aspecte diferite. Da? Alianțele înainte de alegeri sunt făcute pentru a fi sigur că se va câștiga de către o anumită formațiune politică alegerile respective. Iar alianțele făcute după alegeri sunt pentru a găsi o formulă optimă de a lucra și a merge mai departe administrația publică locală într-un consiliu local, într-un consiliu județean, pentru desemnarea viceprimarilor, vicepreședintelor consiliului județean, chiar președintelui consiliului județean pentru viitorul mandat. Deci este foarte, nu știu să vă spun, să zicem așa, fierbinte această delicată. Aceasta și delicată da. Această situație alianțelor. Alianțe se pot face, bineînțeles că alianțe se pot face între toate formațiunile politice, indiferent că se numește PNL sau PSD. Să nu credeți că la nivel local sau la nivel național sau la nivel județean nu se vor face alianțe între PNL și PSD. Să nu aveți această impresie. Indiferent că este vorba de consilii locale. Deci sunt la nivele diferite aceste înțelegeri. Se vor face aceste. Eu cel mai mult îmi doresc să nu se facă acele blaturi politice care am fost învățați de mulți cu ele și de mult timp și eu sper ca în momentul de față să se meargă pe corect și să-și analizeze fiecare șansele care le are. Cum se făceau aceste blaturi? Cred că știți mai bine decât mine cum se face aceste blaturi. Nu sunt singurul care e curios. Păi din ce știți dumneavoastră? Acum nu-i. E
este o problemă care din trecut, care nu-mi doresc să vorbesc despre ea și nu o să doresc să vorbesc despre aceste probleme din trecut. Mie place să vorbesc despre prezent și viitor. Ce-mi place mie când politicienii devin fete mari, așa? Nu devenim fete mari, dar vreau să vă spun că pe mine mă interesează prezentul și viitorul acestui județ, a municipiului Hunedoara, pentru că noi aici suntem, aici conviețuim și asta ne interesează pe noi. Într-adevăr, nu-mi doresc să se facă acele blaturi care s-au făcut și nu-mi doresc ca în anumite momente anumiți oameni să fie dezamăgiți, pentru că în momentul de față, când un om vine și te votează pe tine pe un anumit partid politic, da? Și tu după aceea mergi și faci o altă înțelegere, omul respectiv spune, dar eu nu iubesc acel partid politic, de ce să vin? Și tu ca și primar sau ca și viceprimar doresc să mergi pe o anumită variantă și eu nu doresc ca și om care te-am votat pe tine. Și atunci eu vreau ca acei oameni să nu mai fie dezamăgiți. Eu vreau ca să se facă o dreptate în ceea ce înseamnă alegerile în această țară. Și îmi doresc foarte mult ca parlamentarii noștri să înțeleagă acest lucru și să iasă pe piață, cum se spune pe românește, cu o lege, cu o ordonanță de guvern, prin care să nu mai poată fi cumpărate acele voturi, să nu se mai poată da acea mită electorală, să nu mai poți să mergi să-l cumperi pe om cu un kilogram de zahăr și cu un litru de ulei, să nu mai poți să-i promiți omului lucruri pe care nu le poți face sau promisiuni care în momentul respectiv te avantajează pe tine și îl dezavantajează pe el ca cetățean. Ce părere aveți despre posibilitatea înființării unui partid din maxim 3, din minimum 3 persoane? Se pare așa, o țară cu foarte multe partide. Nu mi se pare o chestie foarte bună din punctul meu de vedere. Parcă duce ideea de partid așa. Pentru că deja oricine se supără înființează un partid politic și fiecare scară are 2-3 partide. De legea partidelor politice va veni cu pretenții către administrația publică locală, județeană, să-i se dea tot felul de lucruri. Și în momentul respectiv vom avea așa pe eșicherul politic sute de partide, poate chiar mii de partide. Și nu cred că va fi normal. Este normal să fie câteva partide bune, oamenii să poată să aibă alternativa de a alege stânga-dreapta, centru-stânga, centru-dreapta. Depinde de fiecare ceea ce își dorește de la un partid, unde să regăsește, că este foarte important să regăsești în ceea ce faci în cadrul unui partid. Dacă îți place doctrina acelui partid, dacă o accepți. Și este foarte important să vezi că acel partid în care te-ai înscris și în care te-ai înscris pentru că ai crezut în acea doctrină și în acei oameni care sunt în acel partid, să-ți poată și ție mulțumi într-un fel prin felul cum îți duce mai departe dorințele și doleanțele tale. Am înțeles. Ce planuri personale mai aveți dumneavoastră, personal din punct de vedere politic, evident, mai departe? Păi, în primul rând, v-am spus și mă repet, vreau să duc acest proiect numit PPDD, chiar dacă foarte multă lume a crezut că acest partid al nostru se va dizolva, acest partid al nostru va dispărea de pe eșicherul politic. Nu va dispărea PPDD-ul. PPDD-ul este un partid care din ce în ce mai mult renaște din propria cenușă și va merge, eu zic, pentru alegerile din 2016 cu un scor bun, atât la nivel județean cât și la nivel național. Conducerea națională în momentul de față face vizite în toate județele țării, ne întâlnim Comitetul Executiv, Biroul Permanent Național, avem tot felul de discuții în teritoriu și eu zic că prin mobilizarea prin care o facem, acțiunile care le întreprindem și tot ceea ce facem noi la nivel local, județean și național, PPDD-ul în 2016 va fi un partid pregătit pentru alegerile locale și cele parlamentare. Dragii mei, ne vom întâlni cu acest politician și în alte dăți. Acum ne oprim aici și vă mulțumesc, domnule Robert Mujic Eugen, prim vicepreședinte PPDD Hunedoara și consilier municipal din municipiul Hunedoara. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei, că ne-ați acordat atenția dumneavoastră. Nu uitați,
putem să rezolvăm orice probleme cu o singură condiție. Trebuie să mergem, să batem la o ușă și să ne spunem păsul. Și atunci șansele sunt mai mari. Ne vom întâlni mâine cu domnul președinte al Consiliului Județean Hunedoara, domnul Gligor. Vom vedea ce ne spune și dumneavoastră. Până atunci să ne vedem cu bine. La revedere! La revedere!